Hello, ce faceți? Știu că astăzi voi publica acest vlog mai târziu, adică mâine. Gen, am depășit ora 12 pentru publicare. Asta pentru că m-am gândit foarte, foarte bine și serios la ceea ce am să vă spun. Pentru cei care ați citit titlul, deja ați aflat acest lucru. Pentru ceilalți, o să aflați cât de curând. So, avem episodul 227 de Daily. Da, deci au fost 227 de zile consecutive în care în fiecare zi de Crăciun, de Revelion, de oricând ar fost, chiar și în ziua în care mama a decedat, eu am fost aici alături de voi. Și voi alături de mine, că asta este mai important de fapt, da? Și de Revelion am avut multe discuții, în perioada asta m-am tot gândit la ceea ce am de gând să fac anul acesta. Am avut un proiect foarte, foarte frumos care s-a încheiat chiar astăzi la ora 11 împreună cu Școala de Bani by BCR și profit de ocazie să-i mulțumesc încă o dată Laurei de la BCR că a avut încredere în mine. 1015, da, dintre voi au și răspuns și iată vor face acest proiect unul mai frumos decât mi-l imaginam. Și mi-am dat seama că asta este ceea ce îmi doresc să fac, proiecte din ce în ce mai mișto, care de durată, care chiar să însemne ceva, să aducă ceva pentru voi. Vreau să mă reîntorc la scrisul pe blog, pentru că de când cu acest daily vlog m-am mințit singură că eu scriu pe blog, publicând vlogurile, dar de fapt am scris din ce în ce mai rar și aș vrea să mă reîntorc acolo. Așa că, da, pentru cei care au citit titlul, mă las de daily vlog. Când am început acest journey, această călătorie, mi-am imaginat eu așa că o să ajung ca prietenul meu cel drag Mariciu, o să fac 500, 1000 diverse și apoi o să-mi vină mintea la cap și aia este și o să văd ce fac. E, iată că la mine se termină treaba mai rapid. De ce fac asta? Într-adevăr, voi vedeți cifrele. Nu spun că mă plâng de ele sau ceva, îmi doresc să crească, ele cresc pe anumite subiecte care vă plac sau nu. Nu e vorba numai de asta, este vorba de faptul că nu-mi aduce bucurie de fiecare dată. Daily. Sunt zile cum este aceasta, în care la 12 fără ceva, eu mă trezesc că trebuie să filmez ceva. Că trebuie să filmez ceva. Și nu, asta e ideea. Nu trebuie să filmez nimic. Trebuie să vreau să-mi facă plăcere, vreau să vă transmit informații care să vă ajute cu adevărat. Nu vreau să fie despre mine chestia asta. Nu mai despre mine, pentru că într-adevăr, vlogurile cele mai apreciate au fost alea despre mine. Vreau să cresc calitatea. Am spus asta de când am început. De 227 de zile spun acest lucru. E momentul să o fac. Și pentru a o face, trebuie să iau o pauză în care să-mi acord timp să mă gândesc dacă trec de pe telefon pe cameră, să văd cu sunetul, să învăț să folosesc lumina mai bine, să învăț măcar un pic de editare la nivel basic. Am oameni care să mă ajute, doar că nu m-am dus niciodată eu către ei să le zic, hey, please help. Și pentru a face acest lucru, îmi trebuie o mică pauză. Nu am habar cât va fi pauza aceea. Din punctul meu de vedere, nu cred că ne întinde mai mult de, nu știu, 2 săptămâni de pauză, n-am idee, dar este nevoie de o pauză. Ca după aceea să revin cu un podcast video, că de fapt asta este chestia asta, sau un vlog, sau cum vreți voi să spuneți, care poate să fie, cred, de 2-3 ori pe săptămână, ceva de genul, nu pot să stau departe chiar și să fie doar unul pe săptămână. Vreau să-mi fac un calendar foarte clar, vreau să am interviuri cu niște oameni frumoși random, nu vreau să fie cu celebrități. Vreau în continuare să-mi promovez evenimentele mele, vreau, așa cum vă spuneam, să scriu pe blog din ce în ce mai mult. Vă mulțumesc în avans pentru mesajele de toate felurile și feedback-ul pe care îl veți avea către mine. Nu cred că o să-mi simțiți lipsa foarte tare și dacă da, mă găsiți pe blog, pe Facebook, pe Instagram, oricând, dar este nevoie pentru a crește calitatea și pentru ca eu cu adevărat să iubesc ceea ce fac aici și să nu simt niciodată sentimentul acela de trebuie, iar n-am filmat, iar nu știu ce să zic, să pun un pic de stop și să facem altceva, da? So, proiectul 3 minute pe zi se oprește pentru că n-are sens să se mai numească așa logic. Pur și simplu cred că nu va avea niciun nume, va fi canalul de YouTube sau vlogul Sabina Cornovaca online și de țit și o să vedem ce surprize mi rezervă viitorul. Clar este că va fi mult mai mult despre voi și pentru voi și sper să vă placă și să-mi rămâneți alături. Ca de fiecare dată, cred că și acest pas înseamnă un lucru care pe mine sper să mă definească, și anume că calitatea contează mai mult decât cantitatea. O să vedem ce să fie.
Mi se pare foarte haios pentru că nu am spus asta nimănui, gen nimănui, absolut niciunei persoane, chiar cel drag a aflat acum în timp ce filmez și mi-a aruncat o privire de uimire, încă nu se aștepta la asta, dar iată că am luat această decizie. Vă mulțumesc încă o dată și ne revedem când, nu știu, cât de curând, promit. Bye!